trebuit mai întâi să creăm statul pe loc gol, fără experiență, fără cadrul legislativ și fără multe alte componente necesare. Calea cea mai acceptabilă pentru noi este independența. Trăiască Moldova independentă! Eu vreau să spun că integrarea europeană a figurat pe ordinea de zi a tuturor guvernărilor de după proclamarea independenței. Deci, într-un caz, nu trebuie să considerăm că nu ne-am născut în țara potrivit. Țara este a noastră și ne este dată de Dumnezeu. Punți către Europa cu primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, în seria de interviuri cu Ecaterina Coval, la Realitatea TV.